Salutare, dragilor! În sfârșit am reușit să fac un nou vlog astăzi, special pentru voi. Ideea este că astăzi, exact în acest moment, mi-a venit în cap să fac un vlog prin care să vă arăt cu cine sunt eu astăzi în mașină, cu Ramo, și ce o să vă pregătim noi, ce o să facem noi, pentru că urmează foarte, foarte curând să vă facem o surpriză. Este vorba despre o super colaborare între mine, Georgiana Lobonț, și sora mea, Ramona Lobonț. Păi, am așteptat acest moment de mult timp, ne-am tot planificat. În urmă, am și compus versurile astea într-o excursie împreună în Brașov. Da, și aveți și un vlog din acea excursie din Brașov, în care am fost eu cu cele două surori ale mele și cu prietenii lor, dar și cu soțul meu și cu copiii. Atunci ne-am distrat și în acea seară, distrându-ne și petrecându-ne, am compus și această melodie toate trei. E bine... Și am zis să facem și colaborare, de-abia da, tot am compus-o. Urma să lasez piesa asta singură, dar sincer... M-am gândit că nu e ok, pentru că nu e prea plină piesa și ideea e că se simte lipsa cuiva. Adică a uneia dintre surorile care a și compus această melodie. Și am zis că ar fi foarte, foarte fain cu această ocazie să marcăm și această melodie și, bineînțeles, să aibă debutul Ramo în muzica de acest gen, muzica de petrecere, manele, nebunie, așa cum... Așa cum deja pe mine mă cunoașteți și deja de un an de zile, de când am început eu să cânt acest gen muzical, mie mi-a adus un mare, mare, mare succes, ceea ce mă bucur enorm de mult, pentru că știu de ce, pentru că muzica asta se adresează foarte mult generației noi, tinerilor în special și tuturor celor care merg la party-uri, se distrează, iar, sincer, eu vouă vreau să mă adresez, oamenilor celor care merg la evenimente, se simt bine și... Să mă asculte într-un număr cât mai mare. Ei bine, Ramo, vreau să vă zic că a făcut și canto. Deci Ramo are, a absolvit Școala Populară de Artă din Cluj, Tudor Jarda, canto popular. Da. A fost și la grupul Zestrea și Colindița din Gherla, unde am fost și eu membra 12 ani. Un grup care pe noi ne-a dus și am vizitat prin intermediul acestui grup toată România și am debutat în spectacolele Tezaurului Folcloric, prin muzica populară, dar după ce am absolvit Școala Populară de Arte și ajuns la liceu, ce credeți că a făcut? Acum să vă povestesc așa istorioara ei. S-a dus și a fost membră a Voltage Academy. Voltage Academy. Mie că o completez următoarea. Da. Unde am făcut canta și mi-am început cariera pe muzică ușoară, care este aici, suflet. Da, deci Ramo mai mult se axează, să știți, pe muzică ușoară. Ideea este că eu vreau să iau pe Ramo cu mine la evenimentele mele și trebuie să-l introduc așa ușor, 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 pentru că Ramo va cânta la evenimentele unde voi participa eu în viitorul apropiat, cât e un program de muzică ușoară, dar bineînțeles vom aborda împreună și... Muzica de petrecere, nu? Corect. Dragilor, sunteți curioși ce facem la acest studio, mergem și ce se va întâmpla cu piesa asta care va răsuna la toate petrecerile, pentru că este o piesă... Hai, hai și voi! Piesa asta e despre noi! Hai, hai! Hai și tu! Hai, ridică paharul! Eu sper că o să vă placă și stai deja cu ochii pe noi, pentru că o să vedeți ce se întâmplă astăzi la studio! Să vedem, să vedem, să vedem! Ce-o să iasă? Dragilor, am ajuns. Ramo-i pregătită. Ramo, ai emoții? Deloc. Este foarte, foarte pregătită. Suntem la Cluj, ca să știți, la acest studio am venit. O să vă arăt și... omul care stă în spatele celor mai tari melodii, precum și fata mea cântată cu Armin Nicoara, este vorba despre Alex Maschi și acum vom intra în studioul lui ca să vedeți cât de tare este Alex. Să facem cunoștință și cu el și vouă, dar și Ramonei. Să uită oamenii după noi, cred că se gândesc oare ce doamne fac astea. Hai, deschide. Închisă.
Nu sună, dacă o să sun eu. Poarta este închisă, așteptăm pe Alex să vină să ne deschidă. O să-l surprindem și pe el pentru că facem vlog. Dar neapărat mi-am dorit să fac acest lucru pentru că peste ani și ani, când Ramona o să ajungă mare, să nu uite cine o ridicat-o. Să vedem, aștept. Dilor, ia uitați-vă unde am ajuns. În la arsenalul lui Alex Malski. Salut, Alex! Ne-a așteptat cu drag? Sper că nu te super că facem vlog, dar trebuie să vadă lumea unde au ieșit cele mai frumoase cântece ale mele, în special hitul verii, fata mea cu arminicoară. Deci să știți că Alex Malski este un super om. Aici, uitați-vă că Alex câte are aici în studio. Vreau să vă arăt că e pasionat de avioane. Are aici o colecție și aici, dar și acasă, din câte mi-a povestit Alex. Alex, ești pregătit? Astăzi trebuie să o facem mare și pe Ramu. Hai să-i dăm drumul și să vedeți ce o să iasă, dragilor, așa că stați cu ochii pe noi. Ramu, ai emoții? Cu tine. Nu trebuie să ai, că Alex are grijă ca totul să sune ok și perfect. Dragilor, să știți că noi am terminat treaba la studio, suntem foarte, foarte încântate, eram, cum ți s-a părut? Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult, da. Am terminat foarte repede. Chiar foarte repede. Acum așteptăm filmarea videoclipului. Da, filmarea videoclipului va avea loc săptămâna viitoare și bineînțeles că vom avea alături de noi gașca noastră de prieteni, a mea și a Ramonei. Și vom face un super videoclip la o super piscină, așa că piesa asta va fi cu siguranță o piesă pentru toți prietenii noștri, ai tuturor și bineînțeles o piesă de distracție și de show, de mare, mare show. Așa că eu sper să vă ascultați cu drag, să și să vă placă, desigur. Cu siguranță să vă placă, cu siguranță. Vă pupăm, dragilor, și vă pupăm. Vă mulțumim că ne urmăriți. Mua! Și uitați că săptămâna asta, joi, 20 august, lansez cea mai nouă melodie a mea, adică Etno, pe ritmuri de Etno, care se va numi Jupâneasă, Jupâneasă. Este foarte așteptată, eu știu asta, pentru că este o piesă la fel ritmată, frumoasă. Și, bineînțeles, sper din suflet să vă placă și să o distribuiți, să-mi lăsați comentarii multe, multe, multe. Abia aștept să ascult părerile și să citesc părerile voastre. Până una alta, stați cu ochii pe noi!